Cei care vor să slăbească grăsime și nu mușchi, n-ar trebui să fie prea interesați de scăderea în greutate. Pentru că greutatea poate însemna orice. Poate să fie apă, poate să fie mușchi, poate te duci la baie mai energic dimineață. Greutatea nu-i o măsură bună a faptului că raportul dintre mușchi și grăsime în corpul tău devine mai bun. Ce ne interesează pe noi e scăderea procentului de grăsime corporală. În video de azi am să arăt cum să-ți setezi alimentația în așa fel încât să slăbești grăsime și nu mușchi. Pentru că o grămadă de oameni fac greșeala asta, scad o grămadă în greutate și la final tot nu-s mulțumiți pentru că corpul lor arată moale și pufos, chiar dacă e mai subțire. Și ăsta e rezultatul a faptului că au pierdut mușchi împreună cu grăsimea, pentru că mușchii dau forma corpului. Înainte să începem, vreau să clarific un lucru. Sfaturile astea se aplică în special pentru cei care vor să slăbească sub 12-13% grăsime corporală pentru bărbați, 22-23% pentru femei. De ce? Pentru că atunci riscul de pierdere musculară devine mai mare. Deci dacă țelul tău e să fii ripped sau shredded și să ai striații și vene peste tot, da, atunci se aplică pentru tine. Dar dacă vrei să slăbești de la 120 de kg la 90, nu prea trebuie să-ți faci griji decât de deficitul caloric. Bun, hai să vedem ce trebuie făcut. Primul și cel mai important pas e setarea unui deficit caloric corect. Toată lumea știe că pentru slăbit trebuie să mănânci mai puține calorii decât arzi, dar cei care pierd mușchi când slăbesc sunt cei care mănâncă prea puțin. Un deficit caloric corect restricționează doar atâta energie cât să forțeze organismul să ardă grăsime corporală, dar nu îndeajuns încât să interfereze cu recuperarea musculară după efort. Dacă mănânci mai puțin, într-adevăr slăbești mai repede, dar pierzi și mușchi, din cauza că ți se dezechilibrează hormonii, testosteronul fiind unul dintre ei, și pierzi din forță la sală. De aceea, ideal pentru perioada de slăbire, e un deficit caloric de 20-25%. Deficitul ăsta o să te asigure că slăbești grăsime destul de rapid, dar nu interferează cu performanța ta la sală. Ok, dar cum setezi deficitul caloric? Ei, aici devine un pic mai complicat și nu o să intru în detalii în video ăsta, ci vezi că în descriere ai ghidul Estimarea și numărarea caloriilor, îl descarci și acolo urmezi instrucțiunile și afli exact câte calorii ai nevoie să mănânci pentru menținere și după aia cum să faci un deficit caloric de 20-25%. Deficitul caloric îl poți crea în două moduri. Fie mănânci mai puține calorii din mâncare, fie arzi mai multe calorii prin activitate fizică. În mod ideal, ai crea deficitul prin dietă și mai puțin sau deloc prin cardio, pentru că exercițiile cardio interferează cu performanța și forța la ridicatul de greutăți și dacă pierzi din forță când slăbești, aproape clar pierzi și din mușchi. Folosește cardio doar ca pe un supliment pentru dietă, de, nu știu, 2-3 ori pe săptămână, 25-30 de minute, mai mult nu. Bun, ține minte numărul 1 pentru că e cel mai important, da? Acum, numărul 2. Consum optim de proteine. Consumul optim de proteine joacă un rol major în prevenirea pierderilor musculare, pentru că la deficit caloric, corpul tău pierde mai mulți aminoacizi decât reține și ai nevoie de mai multe proteine alimentare ca să susții acel echilibru. Gândește-te la deficitul caloric ca la un leu care vrea să te mănânce. Dacă ai o altă bucată de carne la tine și o arunci, probabil tu scapi fără mușcături. Asta e o analogie făcută de Army Legend, mi se pare genială. Câte proteine să consumi? Studiile arată că 2,3 grame de proteine pe kilogram e de ajuns. Dar dacă vrei, poți să mănânci un pic mai mult, să zic până la 2,6, pentru că proteinele sunt cele mai sățioase și îți fac menținerea deficitului caloric mult mai simplă. Un mesaj special pentru fete. Nu se slăbește cu salate numai. De-aia îți rămâne fundul plat când slăbești. Mănâncă niște proteine, niște carne și atunci o să-ți menții masa musculară. Numărul 3. Antrenarea intensă a mușchilor. Menținerea stimulului de antrenament e principalul factor care determină păstrarea masei musculare atunci când slăbești. Mușchii ar trebui antrenați cu aceeași intensitate, adică aceleași greutăți, pentru ca să semnalizezi nevoia menținerii lor. Altfel, corpul îi vede ca pe un cost metabolic inutil. Zice, eu oricum nu prea am mâncare acum și mușchi ăștia îmi consumă energie. De ce aș ține? De aceea scopul principal când slăbești la sală e să îți menții forța pe care ai acum sau să o crești. Dacă forța rămâne aceeași, probabil și masa musculară rămâne aceeași.
Dar ce se întâmplă de obicei când slăbești sub 10% pentru bărbați? Începi să-ți pierzi un pic din forță. Și motivul e din cauza că mănânci destul de puțin carbohidrați și carbohidrații susțin efortul fizic cu greutăți. Un bun mod de a contracara asta e să reduci volumul, dar să menții aceeași intensitate. Adică să lucrezi cu aceleași greutăți, dar dacă vezi că forța ta suferă puțin, îi să faci mai puține seturi. Lyle McDonald zicea chiar că poți să scazi volumul cu 2/3, dar dacă menții intensitatea aceeași și lucrezi cu aceleași greutăți, menții cea mai mare parte a mușchilor. Și în plus, începătorii, dacă se antrenează cu greutăți, poate să facă liniștiți mușchi chiar și dacă sunt la deficit caloric. Numărul 4 ar fi alimentație non-liniară sau rehrăniri dese, refeeds. Am spus mai înainte că carbohidrații sunt importanți pentru performanța fizică la ridicatul de greutăți și zilele astea de refeeds, rehrăniri sau alimentația non-liniară, tocmai ăsta e scopul lor. Pentru o perioadă scurtă de timp, o dată sau de două ori pe săptămână, mănânci mai mulți carbohidrați și cumva resetezi metabolismul și umpli rezervele de glicogen din mușchi. Dar repet, astea sunt necesare doar atunci când scazi sub 10% grăsime corporală. Personal, eu prefer alimentația non-liniară față de refeeds, pentru că cu alimentația non-liniară nu mănânci în fiecare zi același număr de calorii, ci în zile de antrenament mănânci aproape de menținere. Deci atunci mănânci mai mulți carbohidrați și dacă faci asta dacă te antrenezi de 3 ori pe săptămână, spre exemplu, ai 3 zile în care mănânci ceva mai mulți carbohidrați decât de obicei și atunci nevoia pentru o zi sau două pe săptămână în care să mănânci mult, să fie un refeed day, nu mai este necesară. Un bun punct de pornire pentru alimentația non-liniară este să mănânci cam 23 de calorii pe kilogram în zilele de odihnă și cam 27 în zilele de antrenament. În zilele de antrenament, caloriile să vină în special din carbohidrați. Bun, cam astea ar fi sfaturile pe partea fiziologică. Dar vreau să ating un pic și problema psihologică. Pentru că principalul motiv pentru care oamenii pierd mușchi atunci când slăbesc e din cauza că se grăbesc. Și care e de obicei motivul pentru care oamenii se grăbesc așa de tare? Pentru că nu e ca și cum sunt bodybuilder profesioniști și au un termen limită la care trebuie să fie la o anumită formă fizică. Nu. Cred că oamenii asociază atingerea țelului cu fericirea. Cumva așteaptă să fie fericiți în viitor. Așteaptă să fie fericiți condiționați de ceva, când se întâmple un lucru, când arată într-un fel. Dar am învățat că asta nu se întâmplă. N-am de unde să știu care e intenția pentru care tu sau altcineva urmărește să aibă un corp fain. Dar ce știu sigur e că nu țelul final, nu atingerea obiectivului te face fericit, ci persoana care devii pe parcurs. Procesul te schimbă, nu rezultatul final. Dacă ai pocnit din degete și acum ai avea corpul tău ăla care îl vrei, super beton, îți garantez că pe interior ai fi același om și viața ta nu s-a schimbat prea tare. Dar hei, poate asta trebuie să înveți de unul singur și cum îi termine, n-au nicio greutate, dar e ceva la care te poți gândi. Alright, cam asta ar fi. Sper să-ți fie de folos. Nu uita că în descriere ai ghidul, estimarea și numărarea caloriilor. Descarcă-l, citește-l, aplică-l. O să-ți fie de foarte mare folos. Și dacă vrei să afli mai multe lucruri, du-te pe blog, pe thinkitlift.com și acolo o să găsești articole pe care le-am scris pe alimentație și antrenament. Dacă ți-a plăcut video-ul ăsta, dă-i subscribe, o să scot mai multe videouri în viitor și probabil din ce în ce mai bune. Încă o dată, mersi că te-ai uitat la video și ne vedem în video următor. Ceau! Dacă mănânci prea puțin, într-adevăr, slăbești mai repede, dar pierzi și mușchi, din cauza că ți se dezechilibrează.